Bună ziua, dragi prieteni! Priviți cu ce frumusețe și cu ce bunătate venim noi astăzi la voi! Acesta este Russian Honey Cake, medavic, sau eu îi mai spun albinuța, nu știu dacă îi mai spune și altcineva așa. Este un tort, blaturile sunt cu mere de albini, cremul este un crem cel mai simplu, smântână cu frișcă sau puteți numai smântână să amestecați cu zahăr pudră și crema este gata. Acest tort el se fac turte mărunte, se întind subțiri și se cocte una în cuptor. Dar eu am făcut această rețetă să fie mai ușoară, dar nu este cu nimic mai rău ca cea originală. Este foarte gustos. Ne uităm de ce ingrediente avem nevoie. Pentru aluat avem nevoie de 4 linguri de mere de albini. La mine lingurile sunt, iată așa, 380 de grame făină, 230 grame zahăr, 4 ouă la temperatura camerei, o linguriță bicarbonat de sodiu, un praf de sare, o linguriță praf de copt și pentru a stinge bicarbonatul de sodiu mai avem nevoie de puțin suc de lămâie sau oțet puteți să folosiți. La făină adăugăm praful de copt, amestecăm. Bolul de la mixer adăugăm ouăle, zahărul și mixăm totul bine până când sunt dublate în volum și deschise la culoare. Adăugăm și praful de sare. La noi ouăle sunt gata. Uitați-vă cum arată. Cer scuze de vocea mea, am răcit puțin. Acum adăugăm cele 4 linguri de miere și mai amestecăm puțin. Noi am terminat de amestecat și mierea. Acum adăugăm făina, praful de copt și bicarbonatul de sodiu. Priviți ce bine arată aici ouăle și cu mierea. Cernem făina, toată dintr-o dată cernem făina care am amestecat cu praful de copt. După ce am cernut toată făina, amestecăm cu o lingură, nu mai avem nevoie de mixer. În câteva secunde am amestecat și făina. Acum stingem bicarbonatul de sodiu. Amestecăm. Și aluatul nostru este gata. Eu am pregătit aici două tave cu diametru 20 cm. Și voi unge tavele la bază și de jur împrejur cu unt. Eu voi împărți aluatul, dar voi cântări să fie egal. Trebuie să se primească așa destul de gros aluatul. Eu am împărțit, la mine s-a primit cam câte 430 de grame. Nivelăm. Dăm la cuptor la 180 de grade pe 25-30 de minute. Blaturile de tort sunt gata. A stat 25 de minute în cuptor la 180 de grade. Uitați-vă, iese uscat. Le scoatem din tavă, le punem pe grătar să se răcorească.
La mine blaturul de tort cu miere de albini s-au răcorit, a stat în cameră, cred că nu știu cam cât, vreo 5 ori a stat. Vreau să vă arăt, ele puțin s-au prăjolit la mine. Asta mai mult, că a fost în folie, a fost altă tavă, asta mai puțin. Dar oricum eu totul curăț, ele sunt așa tari, vedeți? Sunt destul de tari. Să știți că așa trebuie să se primească. Acum le vom tăia în 3 părți egale, le pregătim pentru a ansambla tortul. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! The tidings we bring to you and your kid! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Now bring us some figgy pudding! Now bring us some figgy pudding! Soțul a pregătit turtele pentru tort. Vreau să vă spun că această rețetă se face turte multe mărunțele, dar e mult timp să coci câte una, să întinzi câte una, de aceea eu am făcut așa. Tot este foarte gustos. Această rețetă eu am făcut-o de multe ori. Priviți cum ele se primesc. Nu sunt foarte moi sau pufoase, dar se însiropează, se pune cremul și sunt foarte gustoase. Iată așa. La noi s-au primit 6. Vreau să vă spun că le-am copt după forma de 20 de cm diametru, apoi noi am tăiat 18 cm, am făcut diametrul. Tăiturile care au rămas, eu le voi mărunți în blender și voi decora tortul. Facem cremul și ansamblăm tortul. Pentru cremă avem nevoie de 150 grame zahăr pudră, doriți mai mult, doriți mai puțin, 450 grame smântână cu grăsimea 25%, vișine de care aveți, la mine sunt congelate, 300 de grame, dacă doriți tot, mai mult sau mai puțin, suc de vișine pentru a siropa tortul nostru, 350 ml, 400 ml frișcă, un pleculeț de zahăr vanilat, 9 grame. În bolul de la mixer adăugăm smântâna. Smântâna este rece de la frigider și frișca tot rece. La smântână adăugăm frișca. Este foarte ușor, adaugi totul și mixezi. Zahărul pudră. Mixăm la viteză mică, apoi mărim viteza. Și cremul este gata. Vreau să vă arăt ce crem excelent s-a primit. Priviți! Este atât de pufos. Avem totul pregătit. Crem am pus în săculeț, mie așa mi este mai comod, sucul, vișnile și blatul de tort. Ansamblăm albinuța noastră. Mai întâi punem blat de tort, însiropăm. După ce am însiropat, adăugăm cremul. Adăugăm vișine. Blat de tort, presăm ușor și tot așa mai departe, însiropăm crem, vișine, blat de tort. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and
ultimul blat de tort îl însiropăm aparte și cu partea siropată îl vom pune în jos. Și nu ne-a rămas decât să îmbrăcăm tortul deasupra și de jur împrejur cu cremă. Am terminat de uns pereții tortului cu crem, de jur împrejur. N-am nivelat să fie drept, oricum voi îmbrăca pereții cu blat de tort măcinat, cum am spus aseară, prin blender l-am dat ăla. Și îmbrăcăm pereții. Acum vreau să fac un decor mai special deasupra la tort. Voi vedea ce s-a primit. Aici am bubble plastic, nu știu cum se spune în română, dar cred că cunoașteți, e așa. Aici voi turna ciocolată albă topită. Doar ciocolata este topită, n-am amestecat-o cu nimic. Întindem bine. Iată așa, eu am nivelat-o bine, am întins-o pe mărime cam cât îmi trebuiește suprafața la tortul meu. Acum voi lua acest plastic și îl voi pune deasupra la tort. Și dăm tortul la frigider pe 10 minute. Trecut 10 minute la noi. Să vedem ce frumusețe s-a primit aici. Extraordinar! Cuibușor de mere. Voi mai presura puțin din blat de tort pe margini. Priviți ce frumusețe, dar eu vreau să-l fac și încă mai frumos. Găurielile acestea acum le voi împlec cu mere. Priviți ce frumusețe originală, naturală avem noi aici. Priviți cât de frumos, simplu am decorat acest tort. N-am cuvinte să spun, sunt într-o situație foarte plăcută și nu pot să vorbesc, am emoții. Foarte mult îmi place cum s-a primit acest tort. Îl punem la frigider pe 6-8 ore, apoi putem să-l probăm. La noi tortul a stat în frigider peste noapte, este a doua zi dimineața la noi. Vreau cât mai repede să-l tăiem și să-l mâncăm. Arată extraordinar, nu-i așa? Priviți cât de bine arată. Este foarte, e foarte, foarte moale, pufos. Nu e absolut deloc tare, cum separ blaturile de tort. Chiar și turte, dacă faci, ele tot sunt tari. Dar ele se moaie foarte bine. Probăm. Nu mai pot să rezist. Nu mai putem să rezistăm. Soțul meu trebuie să-l iei cât mai repede, că tot regimul meu se duce de repă. Dragi prieteni, acest tort nu că vă-l recomand, nici nu știu cum să vă spun, neapărat cât mai repede faceți-l. Se face foarte ușor. Este foarte gustos, dar acest decor este excelent în orice, nu știu, în orice eveniment din casa voastră. Noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete
Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, urmăriți-ne și pe pagina de Facebook, pe pagina de Instagram, acolo eu postez și copturile, dar și zi de zi în viața noastră ce se mai întâmplă, cum noi trăim. Vreau să vă spun pe curând, sărbători fericite și ne vedem la o nouă rețetă! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas!